Nu este zi în care să nu aibă loc măcar un furt în județul Suceava. Fie că vorbim de furturi din autoturisme, din locuințe, magazine sau tâlhărie în plină stradă, toate se petrec și provoacă pagube, uneori însemnate pentru victime. În cele mai multe cazuri, autorii sunt minori care nu pot fi trași la răspundere ușor. Numai în ultima săptămână, ne referim la perioada 21-27 ianuarie 2013, la nivelul județului Suceava au fost sesizate 19 fapte de furt. Polițiștii suceveni, în urma activităților investigative, au reușit în aceeași perioadă să identifice 16 suspecți de furt în cauze înregistrate în anul 2013, dar și în anul 2012. Urmare a materialului probator administrat de polițiști, 7 persoane au fost reținute și încarcerate în arestul IPJ Suceava numai săptămâna trecută pentru cauze de furt. De cele mai multe ori, victimele hoților sunt bătrânii lipsiți de apărare. Aceștia nu mai au forța necesară de a se apăra. În cele mai multe cazuri, după ce că li s-au furat economiile de o viață, aceștia mai sunt și bătuți. Modul de operare al hoților este vast, fie prin înșelătorie prin telefon, fie apar la ușă vânzătorii ambulanți. Locuințele nesupravegheate sunt și ele ținte ușoare pentru amatori. Autoturismele nu scapă nici ele de ochii vigilenței ai hoților. Mai nou, în plină stradă, ești furat fără ca cineva să intervină. Caz petrecut săptămâna trecută în Suceava. Pentru a nu cădea victime hoților, cetățenii ar trebui să țină cont de câteva sfaturi. Din păcate, pe lângă lupta permanentă cu cei certați cu legea, polițiștii trebuie să lupte uneori și cu conștiința civică a unora dintre cetățeni care nu adoptă un comportament preventiv și se predispun astfel victimizării. Multe dintre cauzele de furt în locuințe se datorează faptului că efectiv proprietarii nu își asigură cu sisteme de închidere ușile de acces, iar portierele unor vehicule sunt lăsate descuiate. Pentru a nu deveni victime ale infracțiunilor de furt din locuință, polițiștii vă recomandă să asigurați o bună luminozitate, atât în interiorul cât și în exteriorul locuinței, cât și pe scara casa scării, dacă este necesar, să informați de îndată poliția când persoane necunoscute se interesează de proprietățile dumneavoastră sau ale vecinilor, ușa de acces să fie prevăzută cu cel puțin două încuietori, cu sisteme de chei diferite. De asemenea, pentru a preveni furturilor din autoturisme, vă recomandăm să parcați mașina într-un loc iluminat sau vizibil, să verificați dacă portierele sunt asigurate atunci când plecați, să nu lăsați cheile de contact în motor, să nu lăsați la vedere în interiorul mașinii anumite bunuri de valoare și să evitați să păstrați în autoturism acte de identitate, permis de conducere sau orice alte acte personale. Cel mai recent caz de furt s-a înregistrat duminică la amiază. O femeie de 84 de ani din Suceava a sesizat prin 112 faptul că un tânăr necunoscut i-a sustras din bucătărie suma de aproximativ 250 de lei și niște cupoane de pensie. Autorul fiind un vânzător ambulant rămas deocamdată neprins.